prieteni, salutare! Suntem în Cricova și am venit să felicităm pe doamna Natalia cu împlinirea unei vârste frumoase de 50 de ani. Surpriza este din partea Cristinei, fetiței care este psihotare și nu poate fi prezent la ziua de naștere. Mergem să o felicităm! Jumătatea zilei de azi, doamna Natalia. Da, da. Suntem părinții la ușurim această vreme de dumneavoastră. Ce partea cu ei să fie? Și la mulți ani dumneavoastră astăzi, că este ziua dumneavoastră. Și-a lui Rodica. Vă sincer la mulți ani, sărbătoare frumoasă alături de oameni, sfieți încurjurați, frumoși și buni la suflet, tot timp. Aceasta este pentru dumneavoastră, pentru noastră sărbătoare. Mulțumesc. O tortă, să vă înduceți, buchet de trandafir, alb. Și pentru dispoziție, o șampanie. Dacă îmi permiți, eu îți dau citire unui mesaj ca să înțelegi la cine ești surpriza. Ești cea mai importantă, cea mai valoroasă persoană din viața mea. Astăzi, când împlinești 50 de ani, chiar dacă nu suntem alături, dar mereu suntem cu gândul la tine. De ziua ta, iubită mamă, îți dorim fericire nesfârșită ca cerul și mereu în pasă Domnului. Armonie în suflet, sănătate cât mai multă. Zâmbetul vesel de pe față să fie cât mai des. Nu te gândi la ani, ești veșnic, tânără și frumoasă. Pentru noi, așa vei fi mereu. Te iubim și te respectăm foarte mult. Florile dăruite să-ți aducă dispoziție bună și veselă. Te iubim mult. Din partea fiicei Cristina, genul lui Andrei și nepoțelul Damian. Noi vă dorim un sincer la mulțumesc de partea fiicei Cristina. După cum ați fost încurvați, oameni frumoși cum sunt astăzi la această sărbătoare, trebuie să aveți o sărbătoare cât mai frumoasă. O sărbătoare frumoasă. Mulțumesc.